Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Telemedicina. Hristos a înviat și la mulți ani tuturor acelora dintre dumneavoastră care astăzi sărbătoriți ziua onomastică de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Dragi prieteni, tema emisiunii noastre de astăzi va fi una din sfera chirurgiei generale, așadar avem aici în studiourile noastre de televiziune doi specialiști în chirurgie generală. Este vorba despre domnul dr. Dragoș Chichirău, medic specialist chirurgie generală de la Spitalul Arcadia din Iași, și domnul dr. Andrei Bojan, medic specialist chirurgie generală tot de la Spitalul Arcadia din Iași, cărora le spunem bine ați venit la Telemedicina, stimați invitați. Mulțumim de invitație. Domnul dr. Dragoș Chichirău a mai fost la noi la Telemedicina, domnul dr. Andrei Bojan este în premieră și sperăm să-l mai avem ca invitat aici în studioul nostru de televiziune. Ce ne-am propus, dragi prieteni, să discutăm în această seară? Ne-am gândit să lămurim anumite lucruri despre leziunile parietale abdominale, despre managementul acestor defecte parietale, să spunem așa, despre chirurgia minim invazivă, despre care tot auziți că se vorbește, despre chirurgia laparoscopică, indicații, poate și contraindicații, dacă există, dar mai ales avantajele acestei chirurgii minim invazive. Așadar, să începem cu începutul și să-i rugăm pe domnii doctori să ne spună și să lămurim împreună cu telespectatorii noștri ce sunt aceste defecte parietale, leziuni parietale abdominale. Poate că este un termen, eu știu, mai greu accesibil pentru telespectatorii care ne urmăresc. Aș vrea să fac o precizare pentru început. Leziuni parietale, aici un pic cam prea vast termenul față de ce vom vorbi noi în seara asta. Mai degrabă se potrivește termenul de defect parietal. Adică ne vom referi în special la hernii. Așa, dacă leziunile... ați spus hernii, sigur, da, au înțeles telespectatorii despre ce vom discuta. Leziuni parietale, aici putem să spunem și toate sunt traumatismile mult, să zicem, din accidentele rutiere, sunt tot felul de tumori ale peretelor, toate intră în termenul ăsta generic leziuni, dar astăzi vom vorbi doar despre defectele parietale și anume herniile, toate tipurile de hernii sunt multiple tipuri. Deci sunt incluse toate tipurile de hernii, în aceste defecte parietale. Mm-hmm. Bun. Poate că ar fi bine să precizăm câteva noțiuni de anatomie, de fiziologie ale peretelui abdominal, să vedem cum apar aceste defecte până la urmă. Îl lăsăm pe domnul doctor Andrei Bojan să ne spună câte ceva. Bună seara, doamnă, și telespectatorilor care vă urmăresc la această oră. Mi se pare foarte bine venită tema abordată în această seară, întrucât mi se pare necesară recapitularea încă o dată pentru telespectatorii care ne urmăresc a noțiunilor de medicină și de chirurgie, deoarece consider că pentru o persoană care nu a efectuat studii medicale, asimilarea și înțelegerea termenilor de specialitate chirurgical poate fi uneori înțeleasă defectuos, astfel încât pot apare discrepanțe între ceea ce îi se comunică pacientului în cabinetul de consultații și ceea ce își imaginează dânsul că este. Referitor la problema herniilor, în mare pot fi împărțite în hernii ale peretului abdominal, herniile care țin de linia mediană a corpului, care sunt herniile epigastrice, supraumbilicale, umbilicale sau subumbilicale. O altă mare categorie o constituie cea a herniilor inghinale, care de asemenea pot fi subîmpărțite în mai multe tipuri de hernii pe care un pacient le poate prezenta la un moment dat.
Trebuie să reamintim telespectatorilor, pentru că am omis acest lucru. Dragi prieteni, așteptăm telefoanele dumneavoastră, ca de obicei, 0332101104, 0232229913. Așadar, orice întrebare pe care o aveți dumneavoastră din sfera chirurgiei generale, o puteți adresa domnilor doctori Dragoș Chichirău și Andrei Bojan, prezenți aici în studioul nostru de televiziune. Continuăm și încercăm să, eu știu, să ne referim puțin asupra anatomiei peretelui abdominal, domnul doctor Dragoș Chichirău. Da, aș începe cu o precizare pentru telespectatori, o împărțire mai exactă a herniilor, ca pacientul să poată să înțeleagă, este cea mai simplă. Sunt herniile care sunt niște afecțiuni produse prin traiecte anatomice preexistente în peretele abdominal. Adică toți le avem, indiferent femei, bărbați, avem aceste traiecte anatomice. Așa ne-am născut. Și există cealaltă variantă de hernii, introdus acum, să zicem, ca terminologie la nivel mondial, sunt herniile care apar după un act chirurgical sau după un traumatism. Deci sunt două clase foarte mari, distincte, dar acum generic se numesc hernii. Până acum câțiva ani, cea de-a doua clasă, herniile post-incizionale, deci care apar după un act chirurgical anterior, se numeau eventrații și probabil că telespectatorii le știu sub denumirea de eventrații sau eviscerații. Dar acum sunt împărțite în două clase exacte, herniile hernii și herniile post-incizionale care apar după un act chirurgical. Deci așa cum spuneam, prima categorie, herniile, se produc prin structuri preexistente din peretele abdominal. Peretele abdominal, acum n-aș vrea chiar să fac o descriere foarte amănunțită a peretele abdominal. Peretele abdominal este învelișul care, să zicem, protejează organele abdominale, are multiple straturi, piele, fascii, grăsime, mușchi, alte elemente care derivă din mușchi, dar herniile, tocmai pornind de la această structură a peretelui, se produc în anumite zone slabe, deci zone neprotejate de musculatura abdominală, care este un element foarte, foarte important și de protecție. Și care ar fi, până la urmă, aceste zone mai slabe, așa cum ați spus dumneavoastră? Păi așa și cum a zis colegul meu, cel mai frecvent tip de hernie este hernie inghinală, care se produce undeva la unirea peretului abdominal cu coapsa, stinghia, cum ar zice pacientul. Copilul efectiv se naște cu o hernie inghinală sau cu o hernie umbilicală. Și din ce motiv? În cazul herniilor inghinale, la naștere, există o anexă, ca să zicem, o mică anexă, ca un deget de mănușă a cavității abdominale, deci a locului unde sunt organele, care în mod normal se retrage. La bărbați, prin canalul respectiv, va coborâ testicolul. Dacă acest canal nu se obliterează, adică nu se obturează, rămâne deschis și pe acolo va apărea o hernie inghinală congenitală, foarte des asociată și cu un testicul ectopic, adică lipsa testicului din bursa scrotală. Tot la fel, există și varianta herniei umbilicale, tot congenitală, care este legată de circulația, legătura dintre mamă, făt, cordon umbilical, când se taie, copilul poate rămâne cu o mică hernie umbilicală, dar aici situațiile nu țin teoretic de noi, ci mai mult de chirurgia pediatrică, dar sunt pacienți care rămân cu hernia inghinală până la
vârsta adultă, de exemplu. Așa cum ați spus dumneavoastră, putem înțelege că herniile apar încă de la nou născut, da, deci nu contează vârsta, poate fi o vârstă tânără, poate fi o vârstă adultă, vârstă. Poate fi, eu știu, o persoană vârstnică, dar, așa cum ați spus dumneavoastră, păi, și la nou născut. Frecvența cea mai mare o au copiii. Avantajul în cazul copiilor că unele hernii nu necesită intervenție chirurgicală, se rezolvă spontan. De exemplu, hernie mică umbilicală, în principiu, din, acum să zicem, nu am eu mare experiență în chirurgia pediatrică, dar se acceptă o expectativă, adică se dă un interval de timp de 2 ani în care teoretic se poate se temporiza dacă nu sunt complicații, evident. Da. Și vârstnicii sunt cealaltă categorie predispusă pentru hernii în general. Acum există și o mare diferență între femei și bărbați. La femei predomină frecvent hernia femurală sau hernia umbilicală, la bărbați mai frecvent hernia inghinală. Raportul este undeva 3 la 1. Deci sunt mai mulți factori, domnule doctor Andrei Bojan, deci sunt mai mulți factori, factori determinanți, favorizanți, factori de risc, persoane cu risc de a face hernii. Dacă ar fi să ne gândim poate la factorii de risc, la persoanele cu risc de a face aceste hernii, care ar fi aceste tipuri de persoane? Exact, cum ați spus și dumneavoastră și colegul meu, doctorul Chichirău, în afară de anatomia cu care ne naștem și odată cu modificarea posturii și a staturii de la trecerea de la statura patrupedă la cea bipedă, în care s-au decalat niște tensiuni, niște fascii, există niște categorii de pacienți, de oameni care pot dobândi o hernie. Sunt niște factori de risc care predispun un pacient la dobândirea unei hernii, adică unui defect parietal, adică un defect de perete abdominal care este constituit astfel încât să mențină, să fie o barieră între abdomen, între organele intraabdominale și mediul extraabdominal. Asta ar constitui dintre factorii predispozanți, aș aminti mari tușitori, pacienții care suferă de patologii asociate, care predispun la o tuse permanentă, astfel încât fluctuațiile presionale intraabdominale predispun la mărirea și constituirea herniei. Totodată vârstnicii, la care elementele peretelui abdominal ajung la o slăbiciune care vine odată cu înaintarea în vârstă, sarcina, ascita, de asemenea, contribuie la riscul crescut de apariția unei hernii. Deci femeile însărcinate au, eu știu, predispoziția exact. De a face, au de obicei, riscul de a face o hernie. Da, nu? Pot să facă de obicei o hernie umbilicală. Hernie dezvoltată în timpul sarcinii. Da? Și inclusiv accentuată la naștere. Dacă nasc natural, automat efortul de expulzie a fătului crește și mai mult presiunea și atunci procentul e foarte mare de femei după sarcină cu hernie umbilicală. Deci, și rămâne și după sarcină, nu se poate remite hernia respectivă. Nu prea. Se remite într-un procent mult mai mic decât la copii. Deci se rezolvă chirurgical. Există și situații în care acest tip de hernie reprezintă o urgență în timpul sarcinii și ar trebui practic rezolvată. Există sau e mai puțin, e mai rară? Nu, este rară, foarte, foarte rară. Și în general, oricum, dacă să zicem, a fost diagnosticată cu o mică hernie în general, sunt niște recomandări care o protejează, e în mod normal, ideal să încearcă sub orice formă, orice tip de intervenții în timpul sarcinii. Se temporizează, da,
Eventual, să zicem, sunt situații cu apendicita în care nu se poate, deși și acolo acum există o încercare de a temporiza, pentru că orice operație de hernie umbilicală sau apendicit înseamnă o anestezie, înseamnă niște droguri, mai ales operația de hernie se face sub anestezie generală. Dacă se poate evita, se evită. Eu personal n-am participat și nici n-am făcut niciodată nicio operație de hernie la o pacientă însărcinată. Am făcut operații concomitent cezariană cu și cu hernie. Și cu hernie. Ați rezolvat, da, și hernia în același timp. Asta ca să nu treacă pacientul, da, prin două anestezii, dar eu personal n-am făcut nicio operație așa, de apendicectomie, da, dar de hernie nu. Care este corelația între apariția herniilor și ridicarea de greutăți sportivii? Deci ne gândim la sportivi, ne gândim la oamenii care fac, depun eforturi fizice, poate uneori exagerate, ne gândim poate și la tinerii care vor să-și facă oarecum o masă musculară mai vizibilă la sălile de sport sau nu numai, la sportivii de performanță poate, sau la oamenii care într-adevăr muncesc și fac muncă fizică. Ați subliniat foarte bine oamenii care desfășoară activități care predispun la creșterea presiunii intraabdominale, în același timp crește și riscul de apariția unei hernii. Și procentul la care apare la bărbați este mult mai mare decât la femei, datorită și constituției anatomice. Și bărbații pot fi predispuși mai mult la hernii inghinale sau nu are importanță zona? Pot fi și ombilicale, pot fi sau fac mai mult inghinale? Pot fi, teoretic, și femeile și bărbații pot face orice tip de, orice așa, tip, dar de preponderent hernie la bărbat este hernia inghinală. Ați întrebat mai devreme despre sportivi. În principiu, la baza producerii hernii, factorul predispozant este considerat actual nu numai prezența unei zone slabe în organism, pentru că gândiți-vă, sunt persoane care strănută și fac o hernie, care au canalul inghinal, sunt persoane de 50-60 de ani care ridică saci de ciment în construcții, un sac de ciment, probabil că are vreo 60 kg sigur și nu fac niciodată. Și ne punem o întrebare aici, de ce unul face, unul nu face, că amândoi au același canal inghinal. Studiile au demonstrat că la baza producerii predispoziție pentru hernie este o deficiență de fibre elastice și de colagen din țesuturile noastre. Exact aceeași chestie este și la varice și hemoroiz și toate trei au oarece legătură între ele. Toți care s-au născut cu un deficit de fibre elastice și de colagen, care alcătuiesc efectiv structura noastră, rezistența organismului, pot face bolile respective. De aceea, bineînțeles că, într-adevăr, poți să ai deficit de fibre de colagen dacă nu râdești nimic, procentul să faci hernie este mic. Sportivii, să știți că procentul în cadrul sportivilor este destul de mare la hernie, pentru că și efortul este mare. Da. Deci șansa de a face hernie este destul de... Este, dar, într-adevăr, crește cu vârsta. Pentru că scade și calitatea țesuturilor odată cu vârsta. Adică un pacient sportiv tânăr are altă structură a țesutului față de un pacient în vârstă care probabil mai are și alte boli asociate. Și de aia, de exemplu, la un vârstnic e suficient să tușească odată sau să strănute și să facă o hernie. Deci nu trebuie să ridici constant o greutate. Pentru că spuneați de pacient vârstnic și de tușitorii cronici, așa cum spunea domnul doctor Bojan, un telespectator vă roagă să-i spuneți dacă constipația cronică poate să favorizeze apariția unei hernii la un moment dat. Absolut. Funcționează cam prin același mecanism. Adică și pacienții care au deficiență în eliminarea scaunului, tot prin creșterea presiunii intraabdominale,
favorizează apariția herniilor. Deci, practic, ar trebui să se remedieze acest aspect ca să nu absolut, mai existe un factor, un mai ales la vârstnici. Un regim alimentar bogat în fibre, lichide. Da, mai ales la vârstnici care sunt predispuși la a face aceste tipuri de afecțiuni. Dragi prieteni, ne bucurăm că nu aveți probleme, defecte parietale, da, hernii. Mânduiesc că procentul herniilor în populația din România e destul de mare. Așa, să zicem, na, la o estimare, să zicem, făcută din operațiile făcute prin spital din România centralizate, merge undeva spre 10-12%. Deci este mare. Au mulți și la noi. Principala patologie care se adresează sunt defectele parietale. Problema, cred că este alta. Sunt foarte mulți pacienți care nu vin la medic atunci când trebuie. Chiar am întâlnit și avem telespectatori care ne-au mai sunat și ne-au mai spus că ei preferă să poarte o centură, să lege acea hernie cu, eu știu, cu o fașă foarte strânsă, da, și să mai scape oarecum de operație. Și chiar vă întreabă și vă roagă să le precizați telespectatorii noștri dacă este sau nu bine să poarte centură în continuare și să stea acasă și să aștepte, se produce o vindecare, așa ca prin minune, sau până la urmă trebuie să ajungă la spital și dacă nu ajung, ce se poate întâmpla? Eu personal sunt total împotriva purtării centurilor de contenție, chiar dacă sunt luate de la farmacii specializate. Da, da. Centura de contenție pentru hernie a fost făcută cu un singur scop, doar să fie folosită de un pacient vârstnic, să zicem, care nu poate sub nicio formă să suporte o intervenție chirurgicală sub niciun fel de anestezie. În rest, nu, pentru că centura nu asigură absolut deloc o protecție, ba din contră, că n-am menționat ce înseamnă hernia. Hernia ce înseamnă? Un cumul de trei componente, o ruptură în perete, un sac și un conținut. Conținutul poate fi reprezentat în principiu cam de orice organ din abdomen. Practic, acel organ iese în afară, da? Se prelinge pe acolo și iese în afară. Ce face pacientul? Pacientul își împinge practic organul respectiv. Așa. Da. Am operat mulți pacienți după purtarea de hernie, de centură, de contenție. Cel puțin intestinile sunt traumatizate după centurile respective, pentru că sunt structuri fine, centura este destul de dură, rigidă, deci din punctul meu de vedere nimeni nu ar trebui să poarte centură dacă poate să suporte o intervenție chirurgicală cu una din oricare din formele anestezie, pentru că herniile teoretic pot fi făcute cu orice tip de anestezie. Doar că este un bătrân, să zicem, de 80 de ani, politarat, așa, da, atunci poate să poarte o centură, că sigur persoana respectivă nici nu va face efort, așa, dar în rest nu, sunt împotriva centurilor de contenție. Apropo de ce ați spus dumneavoastră de bătrân politarat, un telespectator de-al nostru de 86 de ani, care a fost operat de apendicită în urmă cu 10 ani, se pare, spune că el de atunci poartă mereu o centură și că a rămas cu o zonă herniată, spune dumnealui, în urma operației de apendicită, nu are boli asociate și întreabă dacă este posibil să se opereze, dacă este bine să se opereze sau să stea în continuare așa. Lăsăm pe domnul doctor. Cu siguranță tratamentul pe care trebuie să-l urmeze în concordanță cu ceea ce a zis și domnul doctor Chichirău este intervenția chirurgicală și mai ales trebuie subliniat că nu există o vindecare miraculoasă a unui orificiu herniar. Un defect parietal odată constituit nu va mai regresa și nu se va vindeca prin purtarea unei centuri
sau a altor proteze parietale. Și dumnealui chiar a precizat că face efort, car găleți cu apă, udă grădina și așa mai departe. Cu atât mai rău, pentru că el tot timpul este predispus la o complicație. Dacă face și efort, dacă are și hernia, cu tot cu centură, oricând poate să facă o complicație. Pentru că centura respectivă nu are forța necesară să se opună foarte bine presiunii din abdomen și treptat hernia oricum se mărește. Dacă apare o complicație și complicațiile herniilor sunt destul de serioase, la 84 de ani, tarat netarat, nu-i chiar plăcut să ajungi să fii operat în urgență pentru ocluzie intestinală. Deci, iată, ocluzia intestinală, o complicație a herniei, nu? Deci, a herniei netratate, da, neoperate. Este o posibilă complicație și destul de frecventă. Să se ajungă și la ocluzie intestinală. Da, deci îl sfătuim pe telespectator să apeleze cu încredere și să-și rezolve problema, pentru că nu poate, da, să... Da, pentru că avantajul unei hernii inghinale sau, nu știu, înțeleg, e posibil domnul să sufere de acea eventrație care spuneam eu, da, posibil că n-am înțeles exact. În urma intervenției, probabil că da. Da. Avantajul este că la hernii inghinale sau eventrații post-apendicectomie se poate opta pentru un anumit tip de anestezie care teoretic nu-i pune în pericol viața, adică mă refer la, să zicem, la anestezia generală, care este o anestezie mai problematică la pacienții tarați, vârstnici, cu inima slăbită. Este varianta cu rahianestezie, la urma urmei o hernie se poate face și cu anestezie locală, dacă trebuie. Da, deci să nu se sperie telespectatorii care au eventual și patologii asociate, pentru că până la urmă se poate rezolva. Important este să nu se stea foarte mult și să se aștepte, pentru că nu se poate trata hernia cu tratament medicamentos sau să se trateze de la sine. Poate că ar fi bine să spunem telespectatorilor care este simptomatologia, dacă există o simptomatologie de alarmă care să trimită pacientul la medic sau, dacă nu, care sunt semnele care să-l trimită până la urmă la chirurg. Pentru că la chirurg trebuie să vină, nu? Domnul doctor. În principiu, da. Pacienții care prezintă o hernie umbilicală de obicei se plâng de o jenă care apare în zona inghinală sau la nivelul umbilicului, depinde de regiunea în care apare hernia, însoțită de durere, de o formațiune numită în limbaj medical pseudotumoral, adică o formațiune care în limbajul folosit de pacienți iese și intră înapoi în abdomen, care poate fi redusă. Cât timp ea mai poate fi redusă, adică reintrodusă în abdomen, este o situație relativ acceptabilă, însă pacientul ar trebui să aibă în vedere consultul de specialitate și cu indicația de chirurgie. Pentru că o hernie, un conținut herniar care iese și care este reintrodus, este predispus la complicații de genul strangulării, care poate duce la ocluzie intestinală, care se soldează cu o intervenție chirurgicală în urgență, care poate avea urmări nefaste pentru orice tip de pacienți. Pacientul cu hernie are și durere sau nu? Da. Da. Poate avea durere, adesea poate este avea însuțit de durere, febră, da, sau alte simptome, sau nu prea? Durerea în general este prezentă, gradul durerii variază. Dacă la început pacientul simte o ușoară jenă în zonele herniare, observată la efortul fizic, care dispare în general în repaus, în formele cu complicații durerea devine severă. Acum cu febra, cu frison sau simptomele ocluzii intestinale cu balonări apar doar în formele complicate. În general, pacienții cam își
pun singur diagnostic. Cam toți pacienții care vin la consult știu ce au, spun s-a rupt praporul. Deci, în principiu, cam știu despre ce este vorba. Acum, ei trebuie lămuriți, ei în general întreabă, pot să mai merg un an, jumătate de an, 2 ani, 3 ani, cu ambii 5 ani. Asta nu putem ști, nici eu, nici el, poate să iasă pe ușa cabinetului și să facă o complicație, strănută. Strănutul este unul dintre cele mai puternice eforturi fizice. Creșterea presiunii intraabdominale este imensă. În momentul ăla, pacientul cu hernie, ce va păți? Se va trezi cu o cantitate mai mare de conținut în sacul respectiv. Și cel mai des sunt intestinele implicate, mai ales intestinul subțire, o parte a intestinului gros care sunt mobile și atunci intră ușor în sacii de hernie. Va intra un conținut mare care nu se va mai retrage înapoi. În momentul ăla crește intensitatea durerii. Dacă pacientul continuă și rămâne așa, la un moment dat se instalează ștrangularea, adică ce se întâmplă? Conținutul herniar intestinul este gâtuit în gaura respectivă. Asta și înseamnă hernie, deci o gaură, efectiv o gaură în peretele abdominal. Ce se întâmplă? Durerile se intensifică, alimentele nu mai trec în continuare, pacientul are greață, are vărsături, dispare scaunul, iar dacă trec mai mult de 6 ore de la instalarea ștrangulării, apar probleme și mai serioase, adică ce se întâmplă? Peste 6 ore după ștrangulare, sângele nu mai circulă prin peretele intestinului, intestinul nu mai este hrănit, moare, se necrozează, perforează, apare peritonita. Peritonita este o cauză importantă de deces. Deci, iată, complicații extrem de serioase. Deci nu trebuie... Da. Tratat așa cu superficialitate acest aspect, pacientul trebuie neapărat să apeleze măcar la medicul de familie, să îi se dea un sfat, medicul de familie îl trimite mai departe, îl direcționează și până la urmă se rezolvă problema. Domnul doctor, este nevoie de o anumită investigație de specialitate? Pacientul trebuie trimis și la alte investigații sau e suficient doar consultația clinică? Primul pas important în diagnosticarea unei hernii este consultul clinic, dar la fel cum zicea și domnul doctor Chichireu, majoritatea pacienților deja știu despre ce fel de patologie este vorba. Bineînțeles, consultul clinic trebuie suplimentat cu consulturi de specialitate imagistice, ecografia abdominală este de ajutor, în cazurile complicate cu hernii de mari dimensiuni cu multipli saci, este indicat chiar CT-ul abdominal, care poate informa chirurgul informații importante despre defectul, despre dimensiunea defectului parietal, care va trebui ulterior reparat. Și asta ne ajută și în stabilirea strategiei terapeutice, tipul de proteză care va fi folosit în rezolvarea herniei. Și aș avea aici o mențiune. Sigur. Că, într-adevăr, deci diagnosticul în principiu poate fi pus clinic. Așa a fost tot timpul, dar în străinătate am învățat un lucru foarte important. Deci este bine să suplimentez examenul clinic cu o ecografie. Nu pentru umflătura care este vizibilă și, în general, nu sunt diagnostici diferențiali care să te încurce. Dar în străinătate am învățat așa. Că ideea e următoarea, omul are două canale inghinale, mă refer la hernia inghinală, că la umbilicală nu e nevoie, dar la hernia inghinală omul are două canale și aici are hernia vizibilă, dar poate să aibă un început de hernie și pe partea cealaltă. O hernie mică angajată pe canalul inghinal care încă nu a devenit foarte vizibil sau dă o mică jenă pe care pacientul o consideră că e tot din partea asta, în fine.
Care e avantajul? Ecografia o descoperă. Și atunci pacientul poate să beneficieze de tratamentul în acea ședință. Adică nu-l vom trece pe pacient prin două operații, prin două anestezii. Mai ales că dacă acum, actual, aplicăm metoda laparoscopică, că dacă ne referim la clasic, da, într-adevăr are nevoie de două tăieturi în cele două regiuni, dar metoda laparoscopică, prin aceleași trei găuri, se fac ambele hernii în același timp, deci nu se suplimentează nimic, nu este nimic în plus, durerea nu se schimbă, deci nu crește pragul de durere. În clasic, da, două tăieturi mari, într-adevăr, crește durerea postoperatorie, dar în operația laparoscopică nu se modifică nici estetica, se modifică durata operatorii, evident, dar beneficiile sunt certe, așa. Fără ecografie nu știm, nu putem și atunci este normal ca în general să fac și o ecografie. Deci, iată că ecografia este benefică în diagnosticare și până la urmă trecem la etapa terapeutică, așa cum spuneați și dumneavoastră, de la clasic la modern, și v-aș întreba care sunt obiectivele, ce vă propuneți prin etapa terapeutică, ce se întâmpla în etapa clasică, dacă se mai practică chirurgie clasică și în zilele noastre pentru hernii sau se face doar chirurgie minim invazivă și chirurgie laparoscopică? Cu siguranță se mai practică încă și varianta clasică în anumite spitale, dar rata în care se practică chirurgia minim invazivă și laparoscopică este în continuă creștere și asta este un semn bun, deoarece beneficiile aduse de acest tip de chirurgie sunt clare pentru pacienți. Cred că avem un telespectator care ne-a sunat. Vă ascultăm. Bună seara. De unde ne sunați? Da, să rămâne. Bună seara. Din Iași. O simplă întrebare. Eu am avut ierniu inghimală un pic mai sus, cum explica domnul Chirău din canal, un pic mai sus și ierniu abdominală sau cum Dumnezeu. Ei, și eu am pus, cum să spun, plasă sau cam așa ceva. Da. Și domnul, aș vrea să-i spun domnului Chichirău că eu la iernie inghimală, eu am ridicat un șifonier și mi-a ieșit după câteva ore, am simțit ceva, parcă s-a rupt ceva și după vreo 3-4 ore mi-a făcut treabă, mi-a ieșit ca o cireașă din asta mai altoită. Asta a fost sâmbătă și luni m-am dus la servici. Făcând în domeniul transporturilor feroviarii, când m-am aplecat să verific un vagon, am strangulat-o sau nu știu ce Dumnezeu i-am făcut, am căzut lângă vagon. Noroc am avut un coleg și am fost dus la spitalul CSR. Și plata asta mă mai supără, sau am uitat cum se cheamă, am în fine, să sunt, și acum să sunt, de vreo 12 ani, 13 ani. Da. Și nu știu cum să vă spun, adică nu, că nu mai e stația foarte pensionară, acum nu, dar totuși la anumite treburi, așa că prin cația că te mai plec după, totuși mai sunt plasa aia, cum Dumnezeu se mai cheamă, mi-a pus acolo. Chiar dacă sunt ca niște noduri așa, ea așa. Deci vă deranjează acea plasă pusă acolo. Da, eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, multă sănătate. Da, iată că e vorba de un tratament al unei eventrații, nu? La un moment dat sau da, nu, n-am înțeles exact dacă s-o interveni și a doua oară, da. Așa, cert este că pe domnul Moțigul nu îl jenează plasa. Plasa după 12 ani nu mai este ca o plasă. Plasa se încorporează foarte repede în țesutul pacientului, deci în câteva luni este acoperită, deci nu mai este percepută ca o plasă efectiv, să zicem, din materialul ăla împletit, nu. El în câteva luni efectiv este acoperit din țesutul conjunctiv al pacientului. Domnul nu simte plasa după 12 ani în mod sigur, dar sunt două posibilități.
poate, de exemplu, să fi făcut, de exemplu, acum 12 ani, plasele erau cusute cu anumite fire. Foarte frecvent, acum 12 ani, se folosea ața. Ața este prost tolerată de organism și foarte mulți pacienți fac granulome de fier și e posibil domnul să simtă, spune că simte ca niște mici gâlmi, poate să fie, de exemplu, granulome de fier. Dar cel mai frecvent în disconfortul pe care îl simte pacientul la distanță așa mare de operații este o lezare a unor nervi care trec prin zona respectivă. La tehnica clasică te vei întâlni cu trei nervi, doi nervi mai mari, unul mai mic și în principiu dacă în momentul, și nu este o chestie rară și nu este nici vorba de o greșeală, ci pur și simplu aceasta este zona anatomică, nu poți evita, mai ales dacă e o hernie veche, dacă e o hernie grea, așa, dacă secționezi nervii respectivi sau îi traumatizezi, pacientul rămâne cu o ușoară jenă, dar în niciun caz nu e vorba despre plasă. Plasa nu, e imposibil să o simtă după 12 ani. Plasa se simte, să zicem, puțin postoperator, nu. Și acum 12 ani, în principiu, știu că puneam și o plasă atunci, plasele de acum 12 ani pentru chirurgia deschisă sunt exact la fel ca plasele de acum, e același material unanim acceptat, polipropilenă, care este tolerat de organism, deci nu sunt alte probleme, nu-i plasă efectiv. Legat de umflătura de mai sus, poate să fie o recidivă, nu știu, n-am înțeles dacă încă o are sau că poate fi, de exemplu, o recidivă. Prezența unei plase nu-i asigură pacientului 100%, dar o plasă pusă are un procent de recidiv sub 1%. Domnul a spus că a ridicat un dulap. În principiu, după operația deschisă și montarea unei proteze, trebuie să evite efortul fizic minim 3 luni. Acum, da. L-aș ruga pe domnul doctor Andrei Bojan să ne spună câte ceva, pentru că, din păcate, mai avem puțin până la finalul emisiunii noastre de astăzi. Care sunt, totuși, avantajele chirurgiei minim-invazive? Avantajele chirurgiei minim-invazive ar fi, în primul rând, inciziile foarte mici, de 5 mm sau de 10 mm, adică de până la 1 cm, prin care, folosind instrumente speciale, se realizează tehnici chirurgicale adoptate în toată lumea. Beneficiile pentru pacient ar fi scurtarea timpului de spitalizare, diminuarea disconfortului postoperator, adică durerea postoperatorie pe care o va resimți va fi mai mică și de durată mai scurtă, sunt mai puține complicații locale, reintegrarea rapidă în activitate și diminuarea disconfortului și a perioadei de recuperare postoperatorie, care de asemenea vor fi mult mai mici comparativ cu operația realizată pe cale clasică. Chirurgie minim-invazivă care se poate aplica cu succes în tratamentul herniilor. Absolut. Exact ce ați prezentat dumneavoastră telespectatorilor. Și o indicație în plus foarte, foarte binevenită ar fi în cazul herniilor bilaterale, în care, la fel cum zicea și domnul dr. Chichirău, prin aceleași trei incizii mici se realizează cura chirurgicală a herniilor pe ambele părți. Chirurgie minim-invazivă egal chirurgie laparoscopică? Laparoscopia este una dintre primele tehnici de chirurgie minim-invazivă care a fost adoptată în întreaga lume și care continuă să se dezvolte foarte bine. Deci, alte exemple ar fi de chirurgia robotică, care acum este fratele mai mic al laparoscopiei, dar care avansează foarte bine pe anumite specialități și anumite operații foarte bine stratificate și este foarte mult folosită în chirurgia urologică, mai ales. Acum, la final, domnule doctor Dragoș Chichirău, un sfat pentru telespectatorii care suferă de aceste afecțiuni despre care am vorbit noi în această seară? Să se adreseze cu încredere medicului de familie, oricărui medic de orice specialitate, dacă nu vin direct la chirurg,
Nu trebuie să aibă frică de operație. Știu, vin pacienți care spun că am avut colegi care au fost operați. Nu. Acum, cu tehnicile minim invazive, așa cum spunea și colegul meu, durerile sunt foarte mici, recuperarea este foarte rapidă, beneficiile sunt foarte mari și se pot adresa cu încredere serviciilor de chirurgie. Da. Vă mulțumim foarte mult. Timpul a trecut repede și de această dată poate că mai erau anumite lucruri de precizat, mulțumim. Dar promitem că revenim într-o ediție următoare. Vă mulțumim, mulțumim, vă felicităm pentru tot ceea ce realizați acolo la Spitalul Arcadia și nu numai, și vă mai așteptăm la noi la telemedicină. Cu mare drag. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, rămâneți cu emisiunile Prima TV și Telemoldova până săptămâna viitoare. Numai bine, bucurie în casele dumneavoastră!